viroză respiratorie. E urmată de ganglioni măriți în volum în jurul gâtului. La infecția cu virusuri, de obicei, nu dor. Limfocitele T și B, părți ale sistemului imunitar, se antrenează în interiorul organismului să devină imunocompetente. Sunt descărcate în circulație și apoi circulă și recirculă în ganglioni. Acești veritabili soldați simt toți microbii din natură. Sunt puține celule. Și atunci, într-o primă fază, ele proliferează. O populație mai numeroasă, capabilă să facă față și să declanșeze un răspuns imun eficient. Odată ce întâlnesc un microb, limfocitele încep lupta. În același timp, se multiplică pentru a părea impunătoare și prin număr. Ganglionii se măresc și se pot palpa. Infecțiile de sezon sunt produse majoritar de virusuri. Nu aveți nevoie de antibiotice. Ce se întâmplă dacă primiți antibiotic când nu aveți nevoie? În primul rând, scade imunitatea locală. E prima care îmi lasă deschisă după aceea poarta altor infecții și altor infecții. Și de aici se propagă ca un val. Tot timpul copilul acela va avea o problemă la nivelul cavității bucale pentru că se distrug microbii buni din organism. De aceea, infecțiile virale se tratează cu antiinflamatoare nesteroidiene, care scad febra și inflamația, și cu multă apă. Ca tratament local, propolisul este de ajutor. El acționează cu o multitudine de substanțe. Un virus este atacat atunci cu mai multe substanțe. Și atunci nu se creează acea rezistență. Propolisul este un complex de substanțe pe care albinuțele îl prepară după ce vizitează mugurii și ramurile tinere ale unor copaci. În zona noastră, de regulă, este vorba de plopi. Indiferent de plantele vizitate de albinuțe, propolisul are, bineînțeles, o altă combinație de substanțe, dar rolul lui, funcția lui este aceeași. Un antiviral pentru porțile de intrare ale organismului uman, spre exemplu, mucoasa respiratorie.